Eu astăzi vreau să nu mănânc timp de 24 de ore. Cred că o să mă duc chiar spre 48 de ore și mi-a luat un pic amețeala. Sunt tare curios mâine dimineață să văd ce o să zică cântarul, pentru că astăzi ne-a arătat cu minus 2. 62 de ore. Senzația de foame, sincer, momentan nu mai există absolut deloc. Să vedeți ce masă gustoasă să fac eu mâine. Bună dimineața și bine ați venit la un nou vlog. Eu sunt Daniel și astăzi vom încerca să facem o zi în care nu mâncăm timp de 24 de ore. Mai exact, treaba asta se cheamă intermittent fasting și o să vă spun de ce vreau să fac asta. În ultimii ani am avut o relație destul de ciudată cu mâncarea și cu felul în care mă tratez pe mine. De fiecare dată când se întâmplă ceva de obicei și am o problemă oarecum, mă răzbun oarecum pe mine și fac lucrul ăsta prin a mânca compulsiv. Este o problemă pe care am avut-o de ceva timp. Tot timpul am avut fluctuații în greutate și am reușit să slăbesc și să mă îngraș la loc, lucru care nu este tocmai ok. Și faptul că m-am mutat acasă și în sfârșit am rezolvat, să zic, o mare parte din problemele pe care credeam că le am, a făcut ca eu să încep să realizez greșelile pe care le făceam și să încep să le corectez. O perioadă, acum 2 ani de zile, când aveam în jur de 90 de kilograme, o perioadă am încercat și nu mâncam carne, mâncam în general doar legume și pește și făceam și intermittent fasting. Ce înseamnă asta mai exact? Se poate numi și înfometare, o numesc specialiști în domeniu, dar practic ăsta e termenul profesional, intermittent fasting. Chestia asta de fapt înseamnă că tu mănânci într-o anumită fereastră și în cealaltă fereastră nu consumi alimente, consumi doar apă sau în cel mai fericit caz cafea sau ceai. Se spune că asta te ajută să îți regenerezi celulele corpului și te ajută să reîntinerești, de asemenea îți oferă o digestie mult mai bună. Ideea e să nu mănânci timp de 16 ore, timp de 24 de ore. Ultima masă am avut-o ieri la ora 8 și prima masă, de fapt nici nu știu dacă o să mai mănânc, o să încerc să nu mai mănânc nici de seară, dar o să vedem cum decurg lucrurile, pentru că pe parcursul zilei s-ar putea să schimbe lucrurile. Sper să nu am o zi foarte grea astăzi, tocmai ăsta e și motivul pentru care m-am hotărât să fac asta, pentru că ar trebui să fie o zi destul de ușoară, o zi fără probleme mari, majore și nu am nici foarte multe lucruri de făcut. Așa că scopul este să nu mănânc timp de 24 de ore. După cum spuneam, ultima masă a fost ieri la ora 8. Prima masă ar trebui să fie de seară la ora 8, dar o să facem în felul următor și o să cer să merg la sală jur de ora 6-7 și după sală să mă duc la culcare direct, nu o să mai consum niciun aliment și atunci o să prelungim această fereastră în jur de 32 de ore sau cel puțin așa sper. Asta ar trebui de asemenea să elimine și o mare parte din conținutul de apă pe care l-am în exces în momentul de față, cu toate că o să consum foarte multă apă, ăsta e și scopul, și ar trebui de asemenea să fie și o detoxifiere. Este bine să faci treaba asta cel puțin, e ca un post negru, am putea să-i spun, cum îi spun credincioșii și ortodoxi, să zicem așa, dar în mare parte această unealtă, pentru că este o unealtă în lupta, în combaterea grăsimii, să spunem așa, care poate fi folosită și pentru slăbit, vom folosi această unealtă, după care voi începe ușor, ușor să elimin și câteva alimente și să mă axez în mare parte doar pe mâncat de pește și legume, mai ales că vine perioada în care putem să mâncăm legume proaspete. Am găsit și o sursă de pește destul de aproape de mine. Și acum vreau să vă citesc foarte pe scurt câteva paragrafe dintr-un articol de pe site-ul drmihail.ro despre intermittent fasting sau postul intermitent și ce înseamnă acesta. Și ne spune în felul următor: reprezintă un curent din ce în ce mai popular la nivel global. Este privit în mare parte ca o dietă eficientă ce poate reduce rapid și sigur numărul de kilograme în plus. Dar este foarte important de înțeles că nu este folosit în mare parte doar pentru asta. Este de asemenea și un mod de a te menține tânăr și sănătos. Postul intermitent are la bază autofagia, procesul prin care corpul își consumă propriile celule și componentele deteriorate. Auto înseamnă pe sine și fagein înseamnă a mânca. Deci semnificația literală a autofagiei este a se mânca pe sine, da? Ideea este că noi când îi oferim corpului mâncare, acesta începe și consumă din depozitele de grăsime deja existente pe corpul nostru. Ce, tati? Da, da, da! Bun, hai să vorbim despre beneficii foarte pe scurt. Beneficii medicale dovedite ale postului intermitent. Pentru că deja s-au făcut foarte multe studii care demonstrează că postul intermitent este foarte sănătos și eficient atât în lupta cu greutatea, cât și în îmbunătățirea sănătății tale. Scăderea în greutate este printre primul avantaj oferit de aceasta. Prevenirea și controlul afecțiunilor cardiovasculare, prevenirea diabetului de tip 2, prevenirea anumitor tipuri de cancer și astea sunt în mare parte majoritatea avantajelor. Hai să vă spun și pe scurt cum se ține acest tip de post, postul intermitent.
Există, de fapt, 3 sau 4 metode care se folosesc destul de des. Cea mai folosită este perioada de 16:8, adică în 16 ore nu mănânci, consumi doar lichide și în mare parte lichide care nu au calorii, cum ar veni, poți să bei o cafea dimineața și să bei apă sau ceai, lucruri de genul ăsta care de obicei nu te vor scoate din starea aceasta de autofagie. Există de asemenea și 2 din cele 7 zile a săptămânii în care poți ține 16:8, în rest mănânci normal, este și asta o variantă foarte bună. Mai există și varianta de warrior, să zicem așa, 20:4, adică 20 de ore nu mănânci, mănânci într-o fereastră de 4 ore. Există și varianta mai hardcore pe care o fac unii, în care nu mănâncă timp de 3 zile, de 72 de ore. Este o metodă foarte dificilă de făcut, dar se spune că te ajută foarte mult să te detoxifiezi și să scureți aceste celule moarte, practic. Ideea este că, pe lângă asta, nu spune nimeni că dacă nu mănânci 20 de ore, în cele 4 ore poți să mănânci 3 meniuri de la Mac, că nu ăsta e scopul. Scopul este să încerci să ai o dietă echilibrată și să încerci să mănânci cât de cât sănătos și atunci, în cele 4 ore trebuie să mănânci mâncare care să te ajute să-ți atingi obiectivul. Pentru că dacă tu mănânci mâncare junk food, practic n-ai făcut nimic, n-are niciun rost să faci treaba asta. Acum este ora 9, deja sunt de 13 ore în fasting și o să continui prin a consuma foarte multe lichide, apă, poate o să mai beau și o cafea mai târziu, dar fără lapte, ceai verde și de asemenea și acesta este foarte bun și o să încerc să mențin toată ziua doar pe lichide în ziua de azi. Pe lângă asta, sincer să vă spun, am avut ieri și alaltă ieri, am avut 2 zile mai grele din punctul ăsta de vedere, care am fost un pic obosit și am cedat. Am mâncat și un baton de ciocolată, am mâncat și câteva prostioare și atunci încerc să fac asta ca să mă redresez și încerc să dau și un restart corpului pentru că se blocase cântarul undeva la 102 kg, ceva de genul, cred, în situația în care am plecat în ianuarie de la 108,6 kg. Scopul meu și obiectivul meu este să ajung undeva la 90 de kilograme până la sfârșitul lui aprilie, începutul lui mai, ceva de genul, ceea ce cred că este realizabil. Cu puțin efort, bineînțeles, din partea mea. Apropo, dacă ați observat că postez din ce în ce mai des, fac asta pentru că obiectivul meu este să ajungem la 1 milion de abonați până la sfârșitul anului. Așa că am pus piciorul pe accelerație și vă încurajez și pe voi să mă ajutați dacă puteți să fac asta abonându-mă la acest canal. Pentru că, după cum spuneam, obiectivul este 1 milion de abonați până la sfârșitul anului. Nu știu dacă o să reușesc să fac asta, mai ales că sunt destul de nou în branșa asta, dar asta e tot ceea ce îmi doresc și sper ca lucrurile să se miște din ce în ce mai bine în direcția asta. Este ora 11:39 și mi-au un pic foame, să fiu sincer, dar cred că cu un pahar de apă mi-am luat aici un vas din ăsta care am aproape un litru, litru jumate de apă, cred. Și de fiecare dată când mi se face foame, mai bau cât un pahar de apă. Și sincer, până acum a funcționat. Ce drept, am mâncat și destul de mult aseară, așa că n-ar trebui să am o problemă. Se pare că prietenul meu, cântarul, arată undeva la 103,9 kg. Da, mai ales că am fost la munte, am mâncat clătite, am mâncat un baton cu ciocolată, ieri am mâncat, mi-era foarte, foarte poftă de un covric din acela umplut cășucă și cu mozzarella, care, bineînțeles că sunt bombe calorice și se pare că, până la urmă, cântarul nu mai este prietenul meu. Așa că astăzi îi dăm frumos liniștit, scopul ar fi 24 de ore, cred că o să mă duc chiar spre 48 de ore și dacă se comportă bine organismul, pentru că până la urmă are de unde să hrănească, m-aș duce chiar spre 72 de ore. 3 zile. Momentan mi-e un pic foame, nu e nicio problemă, sunt sigur că pot să trec peste asta până la ora 8. Water fasting-ul ăsta se poate face lejer pentru o zi, poți face chiar și o zi pe săptămână în cazul în care ai analizele foarte bune, nu ai probleme de sănătate, ai o viață cât de cât echilibrată. Poate fi folosit cu succes atât pentru îmbunătățirea stării de sănătate, pentru că ajută și la asta și inclusiv în combaterea anumitor boli, dar și pentru slăbit. Asta nu înseamnă că trebuie să faci acum în fiecare săptămână un fasting și să nu mănânci o zi, cu toate că ar putea fi o variantă, dar nu este tocmai recomandat. Fastingul acesta de 3 zile poate fi făcut o dată pe lună și are anumite beneficii pe care le-am enumerat deja, dar o dată pe lună poate fi făcut și este chiar recomandat pentru că așa își curăță corpul celulele vechi cu alte celule noi care ajută la regenerarea organismului și la îmbunătățirea vieții noastre. Să încercăm totuși în perioada asta să facem sport pentru a nu pierde și din masa musculară. E bine să facem antrenamente cu greutăți pentru că antrenamentul de cardio te va epuiza și mai mult. Și atunci o să încerc
încerc să fac combinat un antrenament de greutăți împreună cu cardio, undeva la 20-30 de minute de mers înclinat în pantă. Ceea ce eu zic că ar trebui să fie suficient pentru a-mi accelera și mai mult arderea grăsimilor. Este ora 2:13:47 mai exact și deja începe să se simtă un pic ceva acolo în stomacel, dar o să facem altceva, mi-a spus un prieten, mai exact Gino, cu care fac sală. Mi-a spus că trebuie să bag o supă de oase, pentru că oricum ceea ce e sub 50 de calorii, corpul nu vede ca fiind aliment și nu te scoate din starea de fasting. Și atunci o să mergem să luăm niște oase de vită și o să facem o supică de oase pe care o să o savurăm un pic mai târziu. Momentan mai avem aici niște apă, îi dăm în continuare cu apă. O chestie pe care am observat-o și care mi se pare destul de interesantă este că am un pic de claritate și faptul că nu am neapărat, nu trebuie să mă gândesc că am de, că mănânc și ce mănânc, e oarecum o eliberare, aș putea spune, pentru că nu mai stau neapărat cu stresul ăla. Ce mai mănânc azi? Aș mânca ceva, dar nu știu ce. Atunci știu că dacă n-am nimic de mâncat astăzi, am un pahar cu apă aici alături de mine toată ziua. Momentan cam asta e treaba. Am plecat să facem niște cumpărături pentru că trebuie să luăm una alta, avem mâncare în casă, cu toate că eu nu o să mănânc, dar o să iau o carcasă de pui, să facem o supică de pui, tocmai pentru a încerca să menținem fastul. Momentan e cam ora 2:30, nu mi-este foarte foame, să fiu sincer, adică cu siguranță pot să trec lejer, fără nicio problemă de ziua de astăzi. Toată treaba va fi în continuare, să vedem cum vor decurge lucrurile, după ce vom trece de seară și mâine a doua zi va fi un pic mai dificil. Căzut camera. Cu siguranță astăzi nu va fi nicio problemă, voi trece cu brio a ziua de astăzi, sau cel puțin așa sper. E posibil să mai fie un hop diseară după sală, pentru că de obicei după sală mi se face fomică, dar cred că nu o să avem nicio problemă, să fiu sincer. Am luat și o pâine, mamă, deci avem o pâine aici în Domnești, la curtea domnească, Vatra Domnești se cheamă, e absolut senzațională. Să nu vă gândiți că eu nu mănânc, nu e pentru mine, da? Deci eu în continuare îmi țin calea mea, obiectivul e de 72 de ore, dar dacă ajungem și la 48 e ok. Am luat niște aripioare de pui să facem o supă de oase oarecum, mă rog, o să fie o supă clară, care în mod normal n-ar trebui să ne strice obiectivul de a face water fasting, intermittent fasting, cu toate că, na, e un fel de mâncare oarecum, dar din câte am înțeles n-ar trebui să deranjeze fastingul acesta în niciun fel. Este ora 5 fără un minut, deci e ora 5 fix și deja pot să zic că mă simt super, că am trecut ziua cu aproape brio, fără absolut nicio problemă momentan. Să vedem cum decurg lucrurile mai departe, pregătim supica de oase, după care mergem la sală și după sală o să fie testul suprem, pentru că atunci o să vedem cât de bine o să rezist fără mâncare. Momentan, ziua de astăzi a fost chiar ok, n-am avut nicio problemă, ba chiar am și lucrat destul de mult de aici, de la măsuță. Mă simt bine, pot să zic că mă simt foarte bine, momentan n-am nicio problemă. Parcă sunt un pic mai clar așa, adică un pic mai energic, aș putea spune. Lucru care am observat că se întâmplă de obicei când nu mănânc mai mult, adică de obicei când mănânc mai mult sunt mai, mă mișc mai greu. Automat corpul are nevoie de mai multă energie pentru a digera mâncarea respectivă. Când n-ai nimic în tine, știu. Poate că e și asta o chestie, cine știe. Este ora 6:30 și nu mâncăm, bem o supă de oase foarte soft, pentru că ce e sub 60 de calorii se încadrează și asta este o supă care în mod normal poate fi utilizată în timpul fastingului. Așa că vom savura această supă în liniște, după care vom merge la sală și vom pregăti un antrenament puternic. Prima zi de 24 de ore a trecut aproape cu brio. Cel mai probabil supa asta mă va culca un pic cu stomacul dorind altceva. Dar sincer să vă spun, momentan nu prea mi-e foame. Deja s-a obișnuit corpul și asta din cauza că am mai făcut deja fasting de ceva timp, adică am mai făcut tehnica asta înainte. Momentan sunt ok. Vedem și mâine ce arată cântarul, pentru că astăzi am început de la 103,9 cred că aveam sau ceva de genul. Sunt curios să văd cum decurg lucrurile după astea 3 zile de fasting. Dar repet, foarte important după ce o să termin acest fasting să revin la un regim mai normal decât am avut în ultimele 2 zile, adică covrigi umpluți cu șuncă și cașcaval, să revenim iarăși pe calea cea bună. Cel mai probabil o să rup fastingul cu un pește la cuptor cu legume, ceva de genul, chiar mă gândesc la ceva bun. Rămâne de văzut.
zeamă de pui, aș putea spune. Foarte bună asta. Mai citeam aici că mai există câteva avantaje ale fastingului, printre care reduce nivelul de insulină și stabilizează zahărul din sânge. De asemenea, supa asta de oase zice că este foarte calmantă pentru gut, intestinul subțire. Și pe lângă asta, în cazul în care ai intestinul inflamat sau reflux, de asemenea, zice că este un aliment foarte bun supa de oase. Gata, am terminat și cu sala și acum este ora 9 și 18 minute. Avem mai exact, cum ne zice aplicația noastră de fasting, 25 de ore, 18 minute și 46 de secunde. Avem 35% din 72 de ore, pentru că până la urmă ne-am hotărât și o să mergem pe 72 de ore ca să fie lucrurile mai interesante. Deci careva să zic că am trecut cu brio prima zi de fasting. Partea mișto e că acum pot să mă bag direct la somn și mâine când o să mă trezesc o să am 29 de ore de fasting. Prima zi n-a fost grea, n-a fost dificilă deloc. O să mai bag cât o supă din asta de oase în fiecare zi și vedem ce se întâmplă în continuare. Momentan mă simt super bine, super power, am făcut și sală, așa că n-avem nicio zi. Stați aproape să vedeți în continuare ce se întâmplă. Bună dimineața și bine ați venit la ziua 2, în care încercăm să stăm nemâncați timp de 72 de ore. Deci deja avem 36 de ore, 26 de minute și 44 de secunde. Acum e momentul să facem și un cântar, să vedem ce s-a întâmplat mai exact după 36 de ore de stat nemâncat doar cu lichide, pentru că, după cum spuneam, în ziua trecută am băut și o supă de oase care m-a ajutat un pic să revin. Da, vreau să spun că momentan n-am absolut nicio problemă, mi-am băut cafeaua de dimineață și mă simt foarte, foarte bine. Nu simt o scădere, să zic, a nivelului de energie momentan, așa că vom continua până la obiectivul nostru de 72 de ore. Sperăm să ajungem acolo, după care, bineînțeles, că vom vedea ce este de făcut în continuare. Nu voi încerca să opresc acest proces. Obiectivul meu pe termen lung este să ajung la 90 de kilograme. Momentan, ieri când ne-am cântărit, aveam 103,9. Hai să vedem acum cât arată cântarul după 36 de ore. Și începem ziua 2 cu micul dejun, bineînțeles, cu un pahar de apă. Cred că chiar am putea să punem și o puțină lămâie, pentru că lămâia cu apă, din câte am înțeles, face un fel de electroliză sau o chestie de genul ăsta. Dar momentan o să ne limităm doar la asta. Foarte bun mic dejun, absolut delicios. Cam atât e ora și acum am început să mă resimt așa un pic, simt un pic de foame și din cauza că n-am avut apă momentan la mine, dar o să mă opresc să-mi iau o sticlă de apă. Și parcă mă încearcă un pic și o durere de cap, așa, nu știu exact dacă e de la vreme, e destul de înnorat afară și mă enervează vremea asta nasoală. Dar ori de la vreme, ori de la foame, una din două. Momentan încă n-am nicio problemă cu asta, o să ajung acasă și o să bag o supă de oase și cel mai probabil o să treacă și foamea asta. Nu mi este la fel de foame cum îmi era ieri. Ieri, sincer, mi-era mai tare foame decât îmi e acum, la ora asta. Ceea ce e destul de aiurea. Dar îi dăm înainte. Mamă, deci până acum, sincer, mi se pare unul dintre cele mai tare experimente pe care le-am făcut și chiar îmi doream de foarte mult timp să fac un video din ăsta de-a lungul a câteva zile, fără să fie regizat, pentru că poți să faci treaba asta și regizat. Dar am vrut să fie chiar documentat și să văd dacă iese bine treaba și momentan lucrurile decurg foarte bine. Ba chiar aș putea să spun că îmi iau o povară de pe inimă faptul că nu trebuie să mănânc în continuu și să mă gândesc tot timpul la mâncare. Apropo, aplicația asta de tracking pe care o folosesc pentru fasting se cheamă Zero și mi se pare că e o aplicație foarte mișto. Îți permite de asemenea să setezi toate tipurile de fasting. Urmează să urcăm pe pasajul Ciurel, care în mod normal ar trebui să facă legătura cu autostrada 1, dar bineînțeles că edilii noștri s-au hotărât să modifice din nou traseul pentru a nu finaliza nici această lucrare. Bineînțeles, de ce să o finalizeze, că doar bucureștenii n-au nevoie de infrastructură. După cum vedeți, la un moment dat se făcea stânga și dreapta. Dacă făceam stânga normal, ar trebui să ajungem către Pitești sau să intrăm pe Uverturii, lucru care momentan nu este realizabil, dar da, mișto. Mamă, ia uite-l pe ăsta cu microbuzul trăiți, are unde s-a urcat. Ia uite-l pe ăsta. Cum ai ajuns?
tăticule acolo. Mi-era chiar poftă de supă asta și a fost foarte, foarte bună. Simt și eu că am ceva în stomac acum, pentru că mi-era chiar foame, aș putea spune, la ora asta, la 12:01, deja mi s-a făcut foarte foame. Dar îi dăm înainte spre 72 de ore. Este ora 4 și, sincer să vă spun, m-a luat un pic amețeala și un pic oboseala, dar am pregătit o cafeluță aici și pe lângă o cafeluță o să facem și un duș să ne revigorăm un pic, să ne revergorăm. Și după care, cred că o să meargă destul de bine și ziua de astăzi. Nu mai avem mult până la atingerea pragului de 48 de ore. Mai exact ar mai fi, după cum ne arată aplicația noastră, ar mai fi 4 ore, ceea ce total realizabil. Un pic mai grea cred că o să fie ziua de mâine, pentru că deja am început să mă resimt că nivelul de energie mi-a scăzut destul de mult. Momentan mă descurc destul de bine, nu am neapărat o problemă și lucrurile decurg relativ ok. Sincer să vă spun, mie un pic foame și mi-e poftă așa, că orele astea m-am tot gândit, cred că o să mănânc un pește cu un platou așa de legume ceva. Aș încerca să evit cartofii, cu toate că aș mânca și niște cartofi, dar o să încerc să evit. Și în mare parte fructe de mare, multe legume, cred că asta o să bag. Și o să-mi iau și ceva delicios. Sau poate cred că o să fac un desert cu proteină ceva, sau poate chiar niște clătite cu brânzică de vaci, cu fulgi de ovăz și cu proteină, și ar trebui să fie suficient. Până acum experimentul este un real succes, vedem și mâine dimineață ce arată cântarul și o să facem o recapitulare a celor 72 de ore la sfârșitul zilei de mâine. E un pic mai dificil pentru că mâine în mod normal ar trebui să am și o întâlnire pentru a discuta mai multe chestii despre o posibilă colaborare și în mod normal ar trebui să am și ceva la ghiozdan, pentru că în mod normal, când ești mâncat, ar trebui să gândești mai repede. Dar sincer să vă spun, n-am avut neapărat problema asta, mi se pare că sunt destul de lucid. Ba dimpotrivă, mi se pare că starea asta oarecum împriește. Poate că o să fac treaba asta un pic mai des. Nu neapărat la 72 de ore, dar cel puțin la 24 de ore cred că aș putea să fac asta. Este ora 7:30. Scuzați calitatea video, dar sincer sunt absolut epuizat. Mergem în continuare. Opa, hai că avem și lumina aici un pic. Este ora 7:30 și până acum lucrurile au decurs destul de bine. Mergem la sală pentru că facem și antrenamentul de astăzi, nu-i dăm cu skip. Am zis că ne ținem de treabă, așa că îi dăm în continuare și cu antrenamentul de astăzi. Probabil o să fac ceva brațe, un antrenament destul de ușor. Dar cel mai important este că am trecut cu brio și această zi. Mai avem ziua de mâine, încă puțin până la 48 de ore. Pe la ora 8 se fac mai exact 48 de ore, după care dăm cu sobnic direct pentru că n-are niciun rost să o lungim mai urea, cred că o să mai dau o supă de oase. O să băgăm somnic. Pe la prânz așa mă luase un pic de oboseală și începusem să simt un pic efectele adverse, dar acum chiar nu mi-e foame. Pot să zic că până la ora actuală experimentul este chiar un succes. Lucrurile merg destul de bine. Sunt tare curios mâine dimineață să văd ce o să zică cântarul, pentru că astăzi ne-a arătat cu minus 2. Sunt curios dacă mâine e măcar un minus 1 și un minus 1 tot ar fi bine. Mamă, dar ce ochi am, chiar am ochi obosit. Foarte mișto experimentul. Mă simt foarte bine, nu am absolut nicio problemă. Ce e drept, a avut și corpul de unde să consume. 102 kg, e normal să aibă de unde să consume. Dacă sunteți curioși să vedeți în continuare ce o să întâmple, stați aproape, pentru că mai avem un pic până la 72 de ore. Tare interesant acest experiment și sunt tare, tare curios să văd care o să fie rezultatul final și cum o să mă simt mâine, pentru că acolo e proba de anduranță. Până acum am avut o singură perioadă în care m-am îndoit că aș putea să duc la cap. Mâine la ora 8 ar trebui să finalizăm acest experiment. Așa că stați aproape să vedeți dacă reușesc să fac asta. Ia. Bună ziua, tati! Uite bine, tu ce faci? Ia! Ce faci, tati? Ia, uite, ți-am adus pâine, ia! Mulțumesc! Cu plăcere! Ca să înțelegeți prin ce trec, asta este cina mea din seara asta, să zicem. Cam așa arată. Smecleu. Mai bag una. Și că e jeleu. Delicios, cum ar zice Pavli. La somn și ne pregătim de ziua mâine. Vedeți ce masă gustoasă o să fac eu mâine la ora 7. Am zis că o să reducem până la ora 7. O să fie absolut senzațional.
Este ora 10 și 3 minute și vreau să vă arăt de la cât am plecat prima zi când am început această provocare, pentru că aș putea să-i spun că e o provocare. O să vedeți aici mai exact 103,9 pe 16 a 3-a. Au trecut momentan, avem 62 de ore și mai avem încă 10 ore până la finalizarea acestei provocări, când vom savura un platou absolut imens de mâncare. Mai exact, voi face un platou foarte, foarte bun, dar stați aproape dacă vreți să vedeți în continuare ce o să mănânc, cu ce o să rup acest fast, pentru că e foarte important asta, și să vedem cât reușim să păstrăm din această greutate și dacă scădem sub 99 de kilograme în perioada următoare. Și pentru asta o să fac două lucruri, pentru că această unealtă, pentru că până la urmă este o unealtă, postul ăsta intermitent, poate fi folosită destul de bine și poate fi integrată în programul meu, și o să fac în felul următor. O dată pe lună o să fac acest post intermitent de 3 zile și o dată pe săptămână o să fac un post intermitent în care nu o să mănânc 24 de ore, nu o să mănânc o zi. O să mănânc o masă la 10 dimineața, să am energie pe toată durata zilei, și o să mai mănânc următoarea zi la ora 10. Dar în continuare mai avem încă 10 ore, după cum spuneam, rămâne de văzut dacă voi duce această provocare la bun sfârșit, dar mă simt foarte, foarte bine, energic, puternic și nu cred că am nicio problemă să o duc. Încerc să vă spun, am început așa, simt așa o bucurie, un entuziasm din ăla pur. Pentru că mă gândesc că pe la ora 7-8 așa o să mănânc și abia aștept. Deja visez peștele la bibanul, la filet așa frumos, cu cartofiori și cu... Cred că în continuare o să fac câteva ajustări, printre care, după cum spuneam, 24 de ore pe săptămână. Cred că o să reduc și consumul caloric zilnic la 1500 de calorii pe zi. Și pe lângă asta o să am și un pic mai multă grijă ce mănânc. Pentru că chiar dacă mănânc 1500 de calorii pe zi, macronutrienții mei n-au fost neapărat unde au trebuit să fie. Și atunci o să încerc să echilibrez asta din proteină. Am o proteină destul de bună. Sper să meargă bine treaba. Pe lângă asta am mai găsit o transformare nouă, un experiment nou pe care aș vrea să-l fac. Dar aș vrea să-mi spuneți și voi dacă vi se pare interesant sau dacă ați vrea să vedeți asta, pentru că e un experiment pe care o să-l fac pe trupul meu, să zic așa, și momentan aș mai lua o mică pauză după asta. Dar, sincer să zic, că nu cred neapărat că e necesar să iau o pauză și cred că e posibil să poată să meargă. Următorul experiment ar consta în 10 săptămâni de sărit coarda și asta, în mod normal, ar trebui să ajute foarte, foarte mult la arderea grăsimilor și la cardio. După câte știu eu, și săritul coardei este unul dintre cele mai importante unelte, să zicem, în lupta, în combaterea grăsimii, și te ajută foarte mult să arzi mult mai multă grăsime decât dacă ai face un antrenament intens de greutăți, să zic. Dar asta rămâne de văzut. Oricum, 10-50, mai avem încă 7 ore aproximativ, după care se încheie experimentul nostru de 72 de ore. Un lucru pe care vreau să-l menționez este faptul că în toate aceste zile, inclusiv faptul că am făcut sală, pentru că am fost în fiecare zi la sală, am și lucrat, cred că 6, între 6 și 8 ore zilnic, nu mi-a afectat în niciun fel modul de lucru. Ba, dimpotrivă, am fost chiar un pic mai sharp decât sunt de obicei, un pic mai clar. E o chestie pe care cercetătorii au spus-o, că te ajută să ai mult mai multă claritate și focus. Sincer să vă spun, mi se pare că este așa. E oarecum o stare combinată ușor de euforie cu agitație, ceva de genul. Cam ăsta e sentimentul pe care l-ai în momentul în care deja treci de pragul de 48 de ore. Senzația de foame, sincer, momentan nu mai există absolut deloc. Simt pur și simplu că stomacul este strâns, dar nu am senzația de foame care te roade pe stomac, ceea ce e mișto. Cred că aș putea chiar să merg și mai mult de atât, de 72 de ore, dar sincer nu vreau să fac lucrul ăsta pentru că nu este neapărat sănătos. Cred că momentan pentru primul experiment, mai ales că decurge foarte, foarte bine, este suficient. 12:50 și mergem să facem meniu pentru diseară, să cumpărăm tot ce vrem să luăm, să luăm pește proaspăt și ce mai trebuie. Sunt foarte, foarte bine. Chiar nu mi-a fost foame absolut deloc. Cântarul a arătat 100,9, deci avem minus 3 kg. O să mănânc ceva destul de soft, 500 de grame de pește, cartofi dulci, broccoli cu parmigiano. Deci n-ar trebui să fie o masă foarte, foarte consistentă. Am luat un biban sălbatic de data asta și creveți și acum mergem să luăm și niște legume. Bibanul arată super, super și cred că o să fie și super gustos. Sincer să fiu, abia aștept să mănânc, să pregătesc platoul pentru seară. Pregătim masa mai pe seară. Momentan este ora 1:30. Mă simt foarte bine, n-am absolut nicio problemă. Sunt sigur că o să duc ziua de azi fără niciun fel de problemă. Numai că n-aș vrea să mănânc totuși la 8 seara, o să mănânc la ora 7. Deci probabil o să fie undeva la 71 de ore. Cântarul final undeva la ora 7. Ce-i drept, astăzi n-a fost nici așa de greu, pentru că mi-am făcut ceva ocupații prin
Ce-i drept, astăzi n-a fost nici așa de greu, pentru că mi-am făcut ceva ocupații prin oraș, am câteva discuții de dus, așa că mi-am găsit puțină ocupație până la ora 7, când o să mănânc peștișorul ăla, este absolut senzațional și abia aștept. Se simte un pic nivelul energiei un pic mai jos, dar deja la ora asta, sincer să fiu, mai ales că mă trezesc la 7:30-8, deja la ora asta oricum mă simt obosit de obicei. Acum am început să mă simt un pic epuizat, să fiu sincer, dar mare lucru nu mai e, ora 4, mai avem 3 ore, mai am o întâlnire, așa că la fix mi-am ocupat și ziua de astăzi și când o să ajung acasă o să mănânc un mare platou grecesc. Bine, nu e neapărat grecesc, dar o să mănânc ca lumea, ca om. Ne pregătim în ritm foarte, foarte alert de încheierea celor 72 de ore în care am stat nemâncat și avem aici ceva foarte delicios la cuptor. Ia să vedem. Opa! S-a aburit camera. Curând o să băgăm și peștele. Este ora 17:35. Deja am început să mă simt, să mă obișnuiesc cu senzația asta. Sincer, nu mai am nicio senzație, pur și simplu sunt foarte subt așa de energie, aș putea spune. O să mai facem un cântar la ora 7, după care o să vă arăt platoul senzațional pe care voi mânca. Deci la masa finală o să avem așa: biban, creveți, cartofi dulci, broccoli cu parmezan, salată grecească și tzatziki. Asta da masă. Ah, ce mâncare delicioasă am pregătit tot. A fost un experiment absolut reușit. Savurez mâncarea asta și ne vedem în episodul următor. La revedere! Absolut delicioasă. După... Ce te-a învățat aici să faci așa frumos? La masă. Să-ți fie rușine. Îți place tati pe șușor? Stai frumos la masă.